găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live. A plecat din Focșani, ajungând, cum spunem noi, la echipele cu ștaif din București, dar unde a luat și titluri și a jucat și în cupe europene, dar a evoluat și în Cipru. Apoi, în ultima perioadă, a avut funcții de conducere la multe echipe din fotbalul nostru, iar unul dintre fii îi calcă pe urme. Dragi prieteni, discutăm în această dimineață cu Narcis Răducan. Bună dimineața! Bună dimineața! Și mii de mulțumiri că ai acceptat invitația. Nu mai ai cofetăria? Ba da. Păi și? Dimineața am călat prăjituri. Nu ți-a mai rămas aici. Că din ce invitație este nimic în portbagaj? Adică dacă... Acum să ieșim din post și... Dacă se duce un băiat la mașină, nu mai găsește nimic? Eu cred că găsește. Găsește. Un pișcot ceva acolo. Da. Narcis, o luăm cu începuturile la tine, că așa e emisiunea, lăsăm actualitatea deoparte. Am citit la tine pe site că la început te-ai exprimat prin minge, nu? Sau ceva de genul, mesajul a fost... Da. Nu? Păi mesajul a fost... În mod natural. La început a fost mingea și... Am încercat să scot maxim din obiectul ăsta. Dar numai mingea de fotbal, iartă-mă, au existat și alte opțiuni? Nu, n-au existat. La un moment dat mi-a adus tata acasă niște mănuși de box. El a făcut box, dar nu s-a prins de mine. Am luat câteva bătăi pe acolo prin cartier și... Da? Nu, glumesc. N-a fost chiar așa. Nu, nu mi-a plăcut, efectiv. Mingea de când mă știu și cam asta a fost povestea mea a copilării. Adică a fost... și prieten, și frate, și soră, toată ziua cu mingea la sub braț. Erai copil atomic, adică plecai dimineața, veneai seara? Cam așa, da. Da? Da, 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 da. Dar Focșanul fiind mai mic, sigur că era un pic mai simplu față de București. Jucam toată ziua pe acolo. La deci erai copilul de spatele blocului. Eram copilul de spatele blocului, da. Tata era arbitru cartierului. Toată lumea știa că e foarte... corect, așa că îl cereau la meciurile de cartier. N-avea nicio legătură cu arbitrajul, bineînțeles. Dar efectiv mă însuțea peste tot. Pe bune, da? Serios? Da, da, da. Și, adică noi în spatele blocurilor, știi cum erau blocurile vechi, aveam un teren de fotbal. Cu un bătător de covoare. Exact. Suporterii și spectatorii erau la balcoane. La unul dintre balcoane era tata care arbitra. Serios? Da. Deci de regulă era... aveam probleme. Neexistând varul... M-am dezavantajat tocmai ca să le demonstreze tuturor că el e corect. Dar uite că asta a fost un antrenament bun pentru ce urma, că am avut parte și de arbitraje împotriva, așa că eu eram deja pregătit. Dar acum nu vedeam mai... balconul când mă fura câte un arbitru. Te uitai acolo ce ai de la balcon. Deci da, înaintea varului a fost balconul. Înainte de varului a fost balconul, da. Dar în acum unde e bătătorul ăla? Că nu mai e nici bătătorul, e parcare, bănuiesc acolo. Nu mai e. Săracul nu mai e nici tata, nu mai e nici bătătorul. Ai dreptate, nici măcar parcare. Astea sunt vremurile. Pe de altă parte, copiii de astăzi beneficiază de avantajul că s-au făcut ceva terenuri sintetice și e un pic mai moale suprafața și se poate... Și balonul, că înainte, iarnă, vară, toți jucai. Da. Nu, eu cred că există și astăzi posibilități pentru un copil care dorește. Sigur că nu e simplu, astăzi costă și nu știu cum ne-am fi descurcat în lumea asta. Mă refer la cei din categoria mea, de oameni mai puțin avuți, dar poate asta a fost o pasilă, așa, de motivație, că fiind multe neajunsuri, am dat peste limită în fiecare zi și iată că până la urmă am ajuns la un nivel bunicel. Corect. Și cum ai ajuns la fotbal? Adică la fotbalul ăsta profi? Păi, sau, mă rog, întâi de amator, o joacă? Exact. Anticamera a fost acolo, în cartier. Majoritatea copiilor s-au dus la antrenamente, în mod organizat, la Unirea Focșani. Era domnul Petrea acolo, Nicolae Petrea. Eu încă nu ajunsesem, nu știu de ce. La un moment dat m-au luat cu forța pe sus când au văzut că nu am făcut pasul ăsta și au făcut bine prin 84, 18 februarie, împreună cu vreo 10 colegi de la școală de la mine. De la școala 10 ne-am dus la fotbal. După vreo o lună de zile am rămas doar eu, dar ăla a fost începutul și ce să zic, pentru mine e marcant că este, cum să zic eu, originea carierei mele. Te iubea mingea de atunci? Poftim? Mingea te iubea? Da, era o iubire reciprocă, da. Da? Da, da. Deci nu, te-a ascultat dintotdeauna. Nu vorbesc serios, adică din moment ce ai... Mai spărgeam, că era de aia de 18. Dar ai făcut ceva bine dacă din 10 copii așa ai rămas numai tu. Da, nu, e vorba de motivație, nu de altceva. De că am vrut, pentru că adevărul, aici se face diferența. Cine are... Da. Cine are focul la intern să ajungă? Uneori e dincolo de calitățile fotbalistice. Adică
Sunt și exemplu, la un moment dat când am ajuns la București, am fost la un, știi că erau centre de astea de excelență, da. Se numeau altfel, Viitorul. Viitorul. După Luceafăr a fost Viitorul. Am fost la Târgu Mureș inițial și apoi la București. La un moment dat m-au dat afară, că eram din 24, eram al 24-lea, adică jucam câte un minut, așa. Efectiv, bine, eu sunt subiectiv, zic că eram nedreptățit, dar nu eram nici de cum printre cei mai buni. Dar tocmai că m-am ținut foarte tare de treaba asta, m-a ajutat Dumnezeu, pentru că după un an de zile m-a văzut Orac la un antrenament și m-a debutat la echipa mare. După un an deja jucam în cupele europene, ca să vezi cum e viața, adică dintr-o situație în care n-aveam nicio șansă dacă analizai puțin atunci potențialul meu, iată că am ajuns fotbalist. Da, fiecare fotbalist are povestea. A fost un moment în care ai fost dezamăgit și ai vrut să te lași? Sau obosit? Nu știu. Nu există așa ceva, sau cel puțin pentru mine. Adică au fost multe momente grele. Eu am fost socotit un fotbalist ghinionist, pentru că am stat cred că de vreo două ori, un an de zile. Au fost acea campanie minunată din 95-96 cu Steaua. Și cred că din 20 ceva de jucători au plecat 20. Am rămas eu cu Lăcătuș, care se întorsese. În rest, toată lumea a plecat în străinătate. Eu m-am accidentat. Am luat-o iar de la capăt. Iar m-am întors la Bacău, iar am urcat. M-a luat Mircea Lucescu la Rapid. Am și debutat în echipa națională sub drumarea lui Emery Kenney. Iar m-am accidentat, iar un an. Adică am avut momente cumplite. Dar n-ai cum să te lași. Adică dacă îți dorești atât de mult, nu există să te lași. Eu n-am avut situația asta, dar a fost greu. A fost greu și... Clar că sportul de performanță... Acum analizând, parcă nici nu mai pare rău că am stat așa de accidentat. Că vezi cum, paradoxal, tocmai perioada asta dificilă din viața mea a făcut să văd că există și altceva în afara fotbalului. Și atunci m-am aplicat asupra învățăturii, am făcut școală de antrenori, am făcut facultate, master, acum sunt la doctorat. Adică am urmat și linia asta care, până la urmă, a fost câștigătoare. Adică... am avut cel puțin la fel de multe satisfacții și pe partea... Dar ai știut să alegi treaba asta, pentru că, de exact cum spuneai și tu, de obicei, în momentul ăla cazi un pic așa din punct de vedere psihic, nu mai vrei să joci, te îngrași și așa mai departe, sau numai când revii pe teren după un an de zile, dar tu ai știut ce să alegi, în sensul că, domnule... Nu m-am lăsat, am avut noroc că am avut lângă mine oameni importanți, adică unul dintre ei este Florentin Marinescu, îl știi că... Senseiul, da, că e ca tatăl meu, să zicem, al doilea tată. Și îți dai seama ce am pățit cât aveam. Adică de la 7 dimineața ținea vreo 5 ore antrenamentul. Și nu prea puteai să spui și nu prea puteai să o iei altă parte. Am obosit, mă doare, exact, da. Exact. Nu prea aveai variante. Da, e important și de cine ești înconjurat, pentru că, sigur, este foarte ușor să treci pe linia alaltă. Stai, nu închide! Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri!